Salutare! Bine ați venit la un nou videoclip electrotehnic. Eu sunt Iulian și astăzi o să vorbim despre încă un set de șurubelnițe de la Vera. Este vorba despre Kratform Heavy Metal 2. Este o ediție limitată pe care am achiziționat-o recent și aș vrea să vă arăt ce conține pachetul. În pachet găsim un suport de șurubelnițe pentru perete. Ca de fiecare dată un sticker Vera. Aici avem o surpriză pe care am să o desfac un pic mai târziu. O șurubelniță Torx de 25, care nu este slim. Încă o șurubelniță Torx de 20, la fel nici aceasta nu este slim. Un PH1 slim. Un PH2 de asemenea este slim. Un PZS2, și două șurubelnițe drepte de 3,5 și 5,5 mm. Și acestea două sunt slim. Acest pachet de șurubelnițe vine ca o completare de rezervă pentru pachetul din videoclipul de data trecută, deoarece în linii mari găsim cam aceleași șurubelnițe. Mai puțin aceste două torxuri, deoarece în pachetul IS S7 nu se află. Și sunt și câteva diferențe. De exemplu, mânerul lui PZS2, da, este un picuț mai mare. La fel și la PH2. La fel și la PH1. Un picuț data trecută m-am grăbit când a spus că acest PH1 nu este ergonomic. Așa cum am anticipat, m-am obișnuit foarte bine cu el și chiar îmi place. Însă trebuie să știți că acest pachet vine cu șurubelnițe cu mânere un pic mai mari. Din punctul meu de vedere, sunt mai potrivite pentru electricienii cu mâinile ceva mai mari. De exemplu, eu folosesc mănuși mărimea 8 sau M. Mai departe, desfacem și surpriza de la Vera. Aici avem un breloc. Foarte fain. Care are și o utilitate, nu este doar breloc, și anume este desfăcător. Mai departe, aș vrea să vedem împreună cum putem încărca acest suport cu șurubelnițe. Cam așa arată acest suport.
Este dintr-un plastic de calitate și șurubelele stau destul de bine în el. Da? Nu cad. În schimb, se scol destul de ușor. Având în vedere că suportul este nou, este normal ca șurubelele să intre un pic mai fest în el. Însă eu îl văd ca pe o chestie utilă. Dacă v-au fost de folos informațiile și v-a plăcut videoclipul, vă aștept și data viitoare. Nu uitați să vă abonați și să dați like. Toate cele bune!